Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare, pe scurt, programul START, vine în acest an cu câteva noutăți. Una dintre veștile bune este că s-a redus birocrația, cea care îi sperea pe mulți tineri care se gândeau să aplice la acest program. La cererea de finanțare am redus numărul de documente la început. Nu solicităm aceste dovezi numai la momentul contractării, deci efectiv aceste dovezi vor trebui prezentate la contractare. Deci numai cei care ajung la contractare au nevoie de aceste dovezi. Tot ceea ce trebuie să facă cei interesați este să se înscrie pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și să se înregistreze online, completând planul de afacere. Aplicanții vor afla pe ce loc se află și care este punctajul obținut de planul lor. Cei care vor să-și lanseze o afacere în programare IT și vor crea noi locuri de muncă au șansa să obțină un punctaj mai mare. S-au urmărit unele lucruri, adică să stimulăm producția, programare IT, deci se vede în grilaj, cercetare, dezvoltare, învățământ, turism, activități profesionale de servicii, iar la urmă au rămas construcții, comerț. Ce trebuie avut în vedere, dacă societatea la înscriere are cel puțin un angajat, primește un punctaj, iar cel care creează noi locuri de muncă, dacă cel puțin două locuri de muncă primește un 15 puncte, iar pentru un singur loc 10 puncte. Timpul este limitat și aplicația se va închide în data de 1 iulie, seara, la ora 20. Dacă doriți să aflați mai multe detalii cu privire la condițiile de eligibilitate, tipuri de ajutor financiar și metoda de aplicare, vă propunem să urmăriți și mâine seară jurnalul TTM, întrucât după jurnal urmează un material mai amplu despre programul START.